Și uite că au trecut două săptămâni de când am început 75 Hard Challenge. Nu pot să zic că am observat o schimbare foarte mare până acum, dar am încredere în proces și aștept să văd ce o să se întâmplă până la final. Mi-am făcut antrenamentul, am bifat și monitorizarea, după care am dat o fugă la masaj, de obicei luni îmi place să merg la masaj, iar aici este micul dejun. Am mâncat chefir cu câteva noci mărunțite și ei sunt niște clătite care mi-au rămas de ieri. Am zis că o să fie un în început de săptămână aglomerat, așa că nu prea am făcut nimic. Efectiv, de la 9 până la ora 6 am stat la laptop și am lucrat. Bineînțeles că mi-au luat și o mică pauză să mănânc, asta este ce am mâncat la prânz, după care am mâncat și o nectarină. Iar pentru că imediat după muncă aveam programare la o clasă de step, am mâncat cina undeva în jur de ora 5, am mâncat această conservă de la Rio Mare, care a fost chiar super, super bună, și câțiva castraveți. Și aici tocmai ce mă întorceam de la a doua sesiune de mișcare, clasa de step de care vă ziceam mai devreme, eram destul de obosită, dar fericită. Iar ziua am încheiat cu câteva pagini din această carte și cam asta a fost tot pentru ziua de luni.